Cum ați ajuns la varianta asta? Mulți au spus că a fost, de fapt, o variantă impusă de primar pentru electorat, pentru a câștiga alegerile. Daniel Pancu știe toată lumea, fiind un jucător care a început fotbalul la Iași, fiind din Iași. Nu, nu e adevărat. Decizia mea a aparținut mie 100%, deci a fost opțiunea mea și așa e și normal. Să-ți asumi când ești președinte și lucrurile bune și lucrurile rele, eu zic că e o decizie fericită, chiar dacă, repet, rezultatele nu sunt cele pe care le așteptăm. Eu cred că în viață, ca să ai succes, trebuie timp și răbdare. Iar eu am timp și răbdare, eu nu sunt o persoană foarte ușor influențabilă, nu sunt un președinte de rezultat imediat. Și eu zic că deja se vede mâna lui Daniel aici, în Dealul Copoului. A creat un grup frumos, un grup care neplătit, pentru că e o realitate. Sunt din luna august, ei nu și-au mai primit niciun ban. Da. Luptă, își doresc să avem rezultate și acest lucru îl reușești doar dacă creezi o familie la nivelul clubului, la nivel de grup și eu zic că noi am reușit acest lucru. Deci Pancu are 100% susținerea dumneavoastră în continuare? Da, da, da. Daniel este susținut de mine în continuare. Și când veți trage o linie? Pentru că dacă rezultatele lipsesc în continuare, va trebui la un moment dat să faceți o analiză, mă gândesc. Sigur, analizele se fac regulat. Analizăm și lucrurile pozitive și lucrurile mai puțin bune, dar eu zic că suntem pe drumul bun, pe drumul ales. Noi știm cine suntem și din punct de vedere al bugetului și al lotului de jucători și eu zic că suntem pe drumul cel bun. Evident, la final de tur se va face o analiză și vom vedea unde s-a greșit, ce trebuie îmbunătățit, poate dacă vor mai trebui adus jucători noi, pentru că intrăm în perioada de transferuri, nu în iarnă, astfel încât anul viitor să începem în forță, pentru că e un campionat, vedem, extrem de echilibrat. Diferența între play-off și ultimul loc e foarte, foarte mică în clasament. Dacă ar fi să-i dați o notă în acest moment lui Daniel Pancu pentru ce a făcut până acum la Iași, care ar fi nota aceea? Pe scară de la 1 la 10, da? Da, nu, da, da, ca la școală. La 1 la 10. Da, nu știu ce să zic. Cred că ar fi undeva un 7,5. 7,5? Ați dat multișor. Da, 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 nu, repet eu. Deci sunteți mulțumit, cu alte cuvinte, de ce a făcut până acum. Da, da, pentru că s-au creat sisteme de joc, echipa a jucat frumos. A fost și ghinion mare, unde chiar nu-i găsesc vina lui Daniel, că nu știu. Da, nu știu, un portar n-a ieșit pe centrare sau ca alt portar advers a apărat totul și a zburat din bar în bar. Adică un antrenor te poate duce până în fața porții și, mă rog, să-ți creezi anumite automatisme, dar mai departe ține de ține și de noroc, zic eu, un fotbal. Nu foarte mult, dar ține și de noroc. Cu ce v-a impresionat până acum cel mai mult Daniel Pancu? Deci m-a impresionat foarte mult prin dedicația sa pentru echipă. Îl văd cât de mult muncește, cât de mult analizează. Sunt serii în care vorbim și la 3-4 dimineața, de obicei după meciuri, pentru că așa, după lupte nu prea dormim nici eu, nici el. Este foarte, foarte dedicat. De altfel, aș fi zis-o, nu știu dacă a ieșit de 10 ori din oraș de când a venit în Dealul Copoului, nu mai stă și lucrează împreună cu ceilalți colegi în staff. Îl văd foarte determinat și cred că această determinare și ambiția sa, corroborată cu băieții mei, care eu consider că am un lot frumos, un lot de caractere, eu cred că va da cu plus la finalul zilei. Relația dintre Pancu și Andrei Cristea cum e? S-au împăcat sau sunt în continuare supărați? Nu, nu, nu. Relația este foarte bună. Eu aș caracteriza ceea ce s-a întâmplat în trei cuvinte, și aici mi-asum și vina mea, da. Lipsă de comunicare. A fost pur și simplu o lipsă de comunicare cu presiunea celor meciuri, pur și simplu prin două vorbe lucrurile puteau rezolvate. E adevărat că poate și eu trebuia să mă implic și nici eu n-am știut de. Dar au trecut, relația este foarte bună. Daniel are nevoie de Andrei, Andrei are nevoie de Daniel. Uitați-vă
Andrei cât de bine, nu? Câte goluri are 5 goluri comandantul în 9 Daniel Popa. meciuri. Da, eu zic că aici e și meritul Daniel de a început atât de bine campionatul Andrei, dincolo de valoarea sa. Da, e clar este... că au fost niște orgoli între cei doi, domnule Parasim. Nu putem să spun au fost, că nu au fost, da, repet, lipsa de comunicare a dus la această situație, dar eu zic că au fost depășite și eu am nevoie de amândoi să mă ajute, să fim împreună echipă, să ne îndeplinim obiectivele și, da, lucrurile, repet, deja sunt de domeniul trecutului și totul este foarte bine din acest punct de vedere. Credeți că a greșit Pancone că l-a ținut pe Cristea rezervă chiar la meciul 400 în Liga 1 pentru Andrei? A, nu, chiar nu mai vreau să vorbesc despre acest subiect. Înseamnă că nu mi-aș face nici bine echipii. Ce a fost, a fost, repet, la acest moment situația este foarte bună și haideți să privim. Eu sunt o fire pozitivă, în sensul pozitiv, nu, că am scăpat de COVID, azi e ultima zi de carantină. Bun, și asta e un regret al meu că n-am putut să fiu prezentare la alegerile de la, în cazul Federației Române de Fotbal, de la sediul Federației Române de Fotbal. Da. Uitați, o întrebare de la cineva care ne privește, Teodorescu Ciprian, spune, întrebați invitatul dacă urmează depunctarea pentru neplata salariilor. Nu. Noi, din punct de vedere al monitorizării, așteptăm decizie oficială din partea Federației Române de Fotbal. Noi cred că am închis-o destul de bine și nu suntem amenințați de această situație. Dar probabil o fi vreun suport ereșan, pentru că anul trecut, pe vremea aceasta, Iașu a trebuit să vândă la urgență 3 jucători, astfel încât să-și am monitorizarea. Nu, eu zic... Repet, așteptăm o decizie oficială din partea Federației Române de Fotbal. Eu zic că stăm bine din acest punct de vedere și am încercat să gestionăm lucrurile cât mai atent, astfel încât să nu ne confruntăm cu astfel de situații. E adevărat, rămâne marea provocare licențierea de anul viitor. Vreau să vă întreb de Dinamo, pentru că deși nu aveți legătură cu clubul Dinamo, este un club din Liga 1 și ceea ce se întâmplă acum la Dinamo... Din punctul meu de vedere, se poate întâmpla la orice echipă din România, ceea ce este foarte grav. Cum vi se pare situația? Au venit niște spanioli, niște anonimi, au spus că bagă 10 de milioane de euro în club, iar acum clubul, pe lângă că nu mai are nici măcar doctor, nu are bani nici măcar să facă o omletă jucătorilor înainte de meciuri. Nu e mai greu să comenteze situația la alt club. Și mie mi se pare oarecum... riscant să vii să propui astfel de salarii, te gândești că 3 jucători de la Dinamo depășesc bugetul salarial al clubului Poltin, care asta spun. Cu tot cu staff. Deci, da. Mi s-au promis sume imense. Eu zic că sunt jucători de valoare, pentru că, ok, nu au avut nici rezultatele așteptate, dar eu zic că jucătorii aduși de Dinamo sunt jucători de valoare. Însă, până atât timp cât ești o societate... Nu cred că ți poate interzice cineva să aduci un acționar sau să iați alt acționar. Da, nu-i normal, domnule Paraschiv, și vă dau un exemplu. În anii 90, Gaddafi a vrut să cumpere Manchester United și o comisie a federațiilor, mă rog, federație, ligă, comisiile care conduc fotbalul englez, au făcut o analiză și au spus nu. Atenție, au spus unui om care avea miliarde în conturi. Eu cred că așa ar trebui, firesc, LPF și FRF să aibă o comisie comună și să se analizeze, domne, cine sunteți voi? Ce garanții financiare aveți pentru un club de tradiția lui Dinamo? Bun, da, acum depinde și de legislația fiecare țări. Eu zic că federația, prin această monitorizare care o face la 6 luni sau licențiere la 12 luni, bine, vorbim practic în șase luni, aceste verificări, tocmai acesta este scopul, de a ține lucrurile în frâu, să nu se ducă... Păi se duc oricum, ce să... Adică... Acum, da, ce să zic... Nu, haideți să nu spălăm pe mâini Federația și Liga. Nu, asta e scopul. Nu, stau să mă gândesc dacă legislația ne permite aici, nu-mi dau seama. Dacă... Păi lucrurile sunt simple. Auziți, stați un pic, domnule Parasim, aici nu-i vina dumneavoastră, atenție. Dar mereu, când e o problemă sensibilă în sport... Cei din sport spun, domne, legislația nu permite. Cei care fac legislația spun, domne, discutați cu cei de la sport, că ei trebuie să decidă. Ar trebui să se facă, nu știu, o comisie comună. Da, de la da. MTS, FRF, LPF, nu știu, e o idee, vă întreb. Pentru că nu e posibil ca un club ca Dinamo, și atenție, nu-i primul, aduceți-vă aminte
de farsorul Moraru venit din Republica Moldova care a falimentat Rapidul. Exact, exact, da. Da, da, poate ar fi o soluție aceasta, poate ar trebui să, să existe și astfel de extra controle, nu știu cum să le zic. Bun, din punctul meu de vedere, eu dau exemplu Iași, lui repet, mai greu să vorbesc de asta. Pentru mine, inclusiv această monitorizare și licențiere reprezintă o provocare, deci pe mine mă strânge cu ușa și trebuie să fiu foarte, foarte atent, că dacă am datorii către alte cluburi, jucători, către, mă rog, procese sau salarii neplătite, știu că voi fi depunctat sau din contră, sau mai grav, nu voi obține licențierea pentru Liga 1. Există acești pași mici, dar poate da, ar trebui un pas mai mare, că aud în spațiu public, aud și eu, că ar trebui, nu știu, o garanție salarială pentru jucători. Da. E greu, la acest moment cluburile nu își permit. Credeți că eu în dialog cu Paulina și vreau să-mi aduc jucători de 10.000 de euro, sau nu știu, și așa, să se bate pentru play-off? Nu. A trebuit să fiu extrem de realist, să-mi dau seama că da, am cel mai mic buget de Liga 1 ca și club, pentru că trebuie să fii inconștient, să cum simt că poate există oarecare inconștiență la Dinamo, nu știu, nu-mi dau seama, chiar nu-mi dau seama și nu vreau să critic. Poate există un proiect serios în spate. Eu zic să mai avem puțină răbdare și poate noi criticăm fără să știm toate. Nu, domnul Paraschiv, atenție, nu criticăm aiurea. Toată lumea a acordat vot de încredere acestor spanioli. Dar în momentul în care ultimii bani pe care îi bagi într-un club este data de 13 august și din acel moment tu odată sau de doar pe săptămână spui mâine vin banii, mâine bag 10 milioane, mâine bag 5 milioane, s-au blocat banii. Păi ne luăm la mișto. Vă întrebi pe dumneavoastră că sunteți un om care conduceți un club de Liga 1 și faceți plăți, încasări. Durează atât de mult să virați niște bani luni de zile? Nu, no, evident. Pe asta plată. Spun. Nu, evident. Dar poate totuși acei bani vor veni. Nu știu, eu îmi doresc acest lucru în special pentru suporterul Dinamo. Deci nu vreau să se supere celelalte cluburi mari din țară, dar din punctul meu de vedere, cel mai frumos proiect la nivelul anului 2020, în acest an nebun, a fost proiectul doar Dinamo București, nu? Parcă așa se numește. Da, 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 DDB. Deci e cel mai frumos proiect de departe în fotbalul românesc pe care l-am văzut în acest an urât și cred că pentru acei suporteri fantastici, Dinamo trebuie să reziste și să nu moare. Mai departe nu știu ce să zic, dar da, mi s-au părut hazardante aceste salarii. Eu, când am auzit din prima clipă, am zis, wow, ce se întâmplă acolo. Deci că suntem în altă țară. Deci din punctul de vedere, se depinde bani, 10 milioane, cel puțin un astfel de proiect cu salariile astea. Da, da. Păi mă uitam, Peluza Cătălin Hâldan a scris aseară pe pagina oficială faptul că a intrat în contact cu ambasadorul Spaniei la București, că nu-l vor lăsa pe Cortasero, îl vor scoate din ascunziș. Suporterii amenință că vor ieși în stradă zeci de mii de oameni și vă întreb, în contextul pandemiei, nu s-ar putea crea un haos serios din acest punct de vedere? Ba da, s-ar putea crea, dar nu cred că aceasta este soluția. Eu cred că putem protesta fără să ieșim în stradă, pentru că nu știu la ce ajută. Chiar nu vă la ce ajută. Da. Acum trebuie efectiv decizii concrete, nu știu, găsiți finanțatori.